Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Mafia, fraților. Hai să continuăm jocul. Resume game. Ok. Vine tipul ăsta aici. E interesant. Am băgat o felie de pizza, logic. Am greșat rău de tot, frate. Aveți idee. Am 81 de chile, ești prost. Câte mașini sunt aici, holy fuck, bă. Am ceva întregi. Uite-l pe ăla, puta, ce YOLO trec ăștia, bă. Ai, trebuie să te asigur. Ui, îi trec YOLO, ce dreba, asigur, ne. Bă, ce înseamnă jaw? Însemna bijuterie? Gen jewelry sau? O să vă, frate, nu sunt cel mai bun la engleză. Trebuie să ținem sub 30 că-s bulangii ăia acolo. Ați un pic. Gata, s-a rezolvat. Da, și o să încercăm să-l ducem pe aici pe sus, dacă el zice, chiar dacă, bă, dar nu-i, mă, o idee chiar așa de bună. Bă, tu ești prost rău să mori, bă. Clientul ăsta e prost rău, bă. Păi eu îl duc pe unde îmi zice jocul, bă, nu pe unde zice el. Adică, bine, normal, pe unde zice el trebuia să-l duc, dar pe unde zice el, cred că e pe unde zice jocul, nu? Sau vrea să mă păcălească și de fapt mă duce pe unde nu trebuie și îmi dă mission failed după aia. Nu se știe, nu se știe niciodată. Ok, hai să vedem. Dă-i în gură. Uite mașina de poliție, ai de capul meu. Să nu ne mai prindă ca în episodul trecut, să ne dea numai amenzi, că e grav rău. Grav rău de tot. Dacă ne prinde iară să ne dea amenzi, ok. Bertore Autoservice. Ah, am înțeles. Ok, și acum mergem la Giuliano Street. Da, mergem pe strada Giuliano. Perfect. Uite, bă, arată și mierele de la mașină. Am 33.000 de... Aaaa! You just knocked someone over? Stop. I ain't staying in here another minute. No. V-am zis eu că dacă îl călcăm pe unul, e grav. Doamne, fute-te, bă, uite-l, bă, stau, ai fute-te, dracu, ce față ai, doamne, bă, nu mai am chef de lucru, da? Nici măcar un minu, bă, de joc, de misiunea asta nu mai vreau, vreau să înceapă jocul ca lumea. Da, nu vreau, am bușit deja, da, nu vreau, pe eu mi-au pun de vreau, eu ia dă-te dracu, Giuliano Bridge, mă piși pe Giuliano. Știu că aici tot timpul dădeam, frate, fail. Tot timpul dădeam, iau, ce vreau eu? Iar, I nearly broke my jaw. Da, adevărul e că în joc nu sunt prea talentat ca taximetrist. Cel mai bine e să fii mafio. Ia uite-l, bă, și pe ăsta. What? Uai, așa e și în România sau doar în jocuri așa? Gen să stea oamenii în mijlocul străzii. What the fuck? Uite, și tramvaie cu care poți să mergi. Foarte șmecher jocul, frate, chiar dacă... Uite și... Dar mere pe unde vreau eu, bă. Dar Giuliano... Opa, Giuliano Bridge nu-i cumva la pe care mergem noi? Sau am luat-o eu fix pe unde nu trebuia? Nu sunt sigur. Dar dacă acum mai dau fail. Deci acum dacă dau fail, voi nu o să vedeți filmarea asta pe YouTube. O să o închid și o să încep din nou, că n-are rost. Bă. A. Eu cred că merge perfect. Eu cred că merge foarte bine, frate. Dați un pic. Ah. Ceva între dinți, bă, de la pizza. Mă, prind 100 aici, fii atent. A, 100 nu prind. 90 prind. Mamă, 80, băi, ce tinește, bă. Ai. Bă, stai că nu trebuie să o apeși, trebuie să o apeși aici. Puteam să prind totuși 100, dacă mai țineam dublu vol. Dacă treci pe roșu, oare ce se întâmplă, bă? Nu știu ce se întâmplă, dar... Ar fi bine să nu se numele ceva grav, pentru că tocmai ce o să trec pe roșu. Da, nu vreau. Da, nu vreau, mă.
Don't you think you're driving too fast? Doing what I can to get you there. Shouldn't you slow down a little? Asta mă bă. Ai! Mamă bă. Era să-i cal pe aia. Da, mie nu-mi place pentru că așa trec așa de YOLO, frate. Ce dracu, bă. E grav în puii mei. Mamă, cum l-am luat pe la bă, bă, s-o agățat de mașina mea, bă. Bă, s-o agățat de mașina mea, bă, bă, s-o agățat de mașina mea. I nearly broke my jaw. Lasă agățase de mașina mea, what the fuck? Bă, mă, mă. Bă, ăștia-s proști unii chiar. Bine, de fapt eu conduc neregulamentat, dar nu contează, tot ei-s proști. Ce dracu, bă, stai așa de proști? Ok. Amendă. Fix, bă, te trec, ajung la destinație. This should cover it. Keep the change. I need a coffee break. Ah, okay, running then. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Interessant. Să mă liniștiți. Client. Așteptăm un client. Interesant. Ce se întâmplă aici? Că nu mai știu. Aoleu! Bă, ești prost! We got you, you little rat. What the fuck? Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Oh! Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here will fix your face a little. Mama. Fuji! Finish him off. Don't waste any more time on him. Fuj, dar. It appeared to me that I had to get out of there fast. I couldn't handle that animal on my own. I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. Ne ferim. Ne ferim de glanție. M-a luat. M-a polit. Bă, pune-i, mă. Bă, lasă-mă, mă, mă, lasă-mă, mă, în pace, mă. Ia uite pe aici. Ha, ha, spișa acolo. Bă, unde, bă? Oliu, oliu, aaa! Mor, eu o să mor, cred că mor. Unde e barul lui Salieri? Mamă, mor a ta, bă. Uite pe aici. I'm stop you bastard. Dar nu vreau să mă opresc. Care e problema ta? Că eu nu vreau să mă oprasc. Oprasc, vreau. Bă, mă ia, mă ia, mă moară, mă. Unde e barul? Ia uite-l. Hai la Salieri, hai la Salieri, hai la aia, că hai mă, că ajungem, lejer ajungem, bă. Bine m-am ajuns. Și mă călca mașina, ah, ok, am ajuns. Am ajuns. Am ajuns lejer, bă. Și-o fost, cred că, rip, rip, bam, bam. What the fuck, ce-i om- ce-l omoră pe aia? Bă, să mor tu că e omorât ăsta. Closed, ha? Haaa, eu omoră moșul ăsta pe amândoi. Salieri's boys saved my skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. Dap, adevărat. When I saw the fancy getup of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for him. Da, adevărat. I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. Da? Arib! Ia uite ce-l trage pe ăla. Eu omorâm moșul ăla pe amândoi, bă.
cred că eu omorâm moșul ăla, sigur. Morello is really trying to make me mad. But I'm a reasonable person. What do they call you, son? Thomas Angelo. Da. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. Da, îi plac le fac. We're one big family here. You already know Paulie and Sam. Frank here is my right hand. Da. And looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. Ala, cred că e moșul ăla. This ain't easy to swallow. But Luigi's a wonderful cook. Da, bucătar minunat. Paul will introduce you to Vincenzo and Ralph. There are a lot. Să-mi pun ăștia aici. But those should be enough for now. Da, cred că e destul. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Nu faci prostii că... Don't cross paths with the cops. They're on our payroll, so they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Da. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me. And there aren't many left to betray me. Capiș? O să-l las să moară. Deci dacă le ia poliția, se ocupă salarii de el. Today I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. Gorilla. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. Paulie'll go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. Ok, gata. Au rezolvat. Nu, n-au rezolvat. Pur e calculatorul, băi! He seems hesitant. He's just accepting now because he has no choice. We'll see, Frank. We'll see. S-a rezolvat. I'm more concerned about what Morello's going to do. Da, sunt pic să-mi predic boxa. Does he really want to start a war? S-a rezolvat. Don's gun expert. They've known each other since they were kids. Da, am mergem să facem ce. Get you whatever you want. Tommy guns the cannons. Ooh. When he can set you up. Mergem să luăm arme sau? Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. Oh, Vincenzo. This here's Tom. Just started up with us. Pleased to meet you, Tom. What can I do for the both of you? We got a job to do. We da? Need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I've mixed up a few cocktails. Dăm cu bâta de baseball în mașini, nu? Mamă, și nu-i lași și cocktail Molotov. Nice a lot, Vincenzo. Hai să-i batem pe băieți. Bă, dar stai, nu o să avem arme? Adică în caz de prind aia. Da? Fain. Ralph, I'll introduce you to as a complete idiot. But he's got a special way with cars. Așa. I don't get how such a moron could know anything about anything. But that's the way it goes sometimes. Visit. Visit. Ala, bâlbâietul ăla, bă. We got two cripples working here. That's right, but I ain't a fool. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, I'll make it your own. And no one will know the difference. Da? Ralph. Tom and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us? Right. Here it is. What the fuck, ce mașină? Ce față are. Yeah, but it should really do for you. Ce mașină, what? Dar uite ce mică e. Opa, skip. What the fuck, ce mașină, bă. Nu cred. Ok, drive to Morello. Ok, mergem la Morello să-i distrugem mașinile la bulangiu ăla că s-a luat de noi. Bă, pe unde să iau? Pe aici? Cred că... Da, pe aici o să iau. Ok, mergem la bulangiu ăla, ne-a distrus el mașinile. Ce bulangiu e băiatul ăla. Așa că o să-i distrugem și noi mașinile lui, nu? De fapt nu ne-a distrus mașina, a vrut să mă omoare, n-a vrut să... Bine, mi-a distrus și mașina, dar... A vrut să mă omoare, în primul rând, să mă bată. Să-mi reguleze faza.
fața, cum au zis atunci. Da. Așa că o să vadă el astăzi cum o să-i distrugem noi mașina cu băta de baseball. O merge. Ok, o să luăm pe podul ăsta. Băi, oricum, primele misiuni sunt un pic plictisitoare, un puțin pentru mine. După aia vin misiuni foarte interesante, care cred că toată lumea vrea să le joace. Dar e ok. Hai să mergem sub pod. După aia... Mamă, cât am de mers mâncața-aș gurița ta aia. Cât am... Mama, aici o să prind mult. La ora fem. Mamă, uite cum o să merg. Păi, poliția! Să mor tu că m-a prins. Ei, dați-vă-n pizda, mă, de voastră. Eu fug de amendă, nu mă prea interesează. Eu fug de amendă, nu mă prea interesează. Și o să arate imediat cătușile, cred că. Că știu că dacă fugi de amendă, sunt cătuși. Adică ți arată cătușile acolo. Da, o dispărut amenda, lol. Ce șmecher. Deci, practic, dacă fugi de amendă, dacă nu vrei să... Asta nu mai chiar. No. Mă aruncă băta de baseball, what the fuck, de ce? Bă, arunca băta de baseball, bă! O fi vrut să nu-l prindă cu ea, dar ce inteligent, adică ai o armă la tine, vrei să nu te prindă poliția, te prinde, îți dă o amendă și tu arunci arma pe jos ca să nu zică cu ai la tine, nu? Ce inteligent, bă. O să o iau, cred că pot să o iau. Mă gândesc, sper să nu dau fail acum, nu? Ia. Bă. Să mor tu. Bă. Aaaa! Fugi! Fugi! Da, mă, da? O muri și Poli, doamne, prost, bă. Dau un grob la cât de prost, bă. Prost de dau un grob, bă. Și eu vreau să-i omor, dau cu cocktailul pe ei. Cocktail. Hai să mai mergem odată, nu-i bai. Nu se întâmplă nimic dacă dai un fail, dar... Îți deștept și eu, adică, de ce nu? Da, și din păcate filmez, adică nu chiar din păcate, dar filmez cu Shadow Play, pentru că nu știu ce OBS-ul... La OBS optimizează jocul, adică când practic vreau să încep filmarea cu OBS-ul, scade jocul de la, nu știu, 60 FPS-uri câte am acum, scade instant la 10 FPS-uri. Și nu poți, frate, să filmeze 10 FPS-uri, ce dracu, bă. Și nu e compatibil, nu știu ce are, se pur și simplu, se strică și filmez cu Shadow Play atunci. N-am încotro. Dar... N-are nimica, numai că nu știu dacă se vede ok, că n-am setări foarte ok pentru Shadow Play, adică n-am... Să mor tu. Să mori tu că am distrus mașina și o să meargă cu 10 la oră iar. Băi, fută-te dracu, bă. Nu pot să dau retry, clar, bă. O să merg cu mașina... Nu, cred că o să o distrug. Cred că o să mă dau jos și o să o omor pe Poli iar. Ia, dă-te jos, Poli. Poli, dă-te jos, Poli. Dă-te să te omor. Ia vino, mă! Să-i... Șpac! Mi-e place și joc realistic. Tocmai îi fută în pui mie numai bute de baseball la prieten, la colegul meu de mafie și el nu face nimic. Stă și se uită la mine. Dar e interesant joc. Da, și o să fiu mai atent de data asta. Că... Presupun că o să fie ceva urmărire dacă le distrugem mașina la aia, nu? O să fie ceva urmărire de aia nasoală, deci să fiu mai atent cu mașina, pentru că după aia o să fie grav dacă nu sunt atent cu mașina, așa că trebuie să fim foarte atenți. Ok. Bă... Da, o să... Puteți să-mi dați idei de jocuri în comentarii. Acum mi-a venit jocul ăsta pentru eu și pe aia. Băi, Bulangio. Mi-a venit jocul ăsta în minte pentru că nu l-am mai jucat de mult, am găsit și sau întrecu ăla și am zis că vreau să-l joc, știi? Dar... așa, nu știu. Uite poliția, ue! Bă, ce semnalizați, bă, voi, mă, mă? Eu nu vă băgați niciunde, dar nu vă băgați niciunde, mă. Bă, proștiți cu aia ăștia. Ce proștiți, mâncalea și bura. Ia uite, s-o pus în spatele meu acum, bă, e fută, bă. E proștiți, bă. Cum să se face, frate, așa, poliția în fața ta, da? Dar proștii sunt, bă, proști. Dar nu sunt sigur că jocul ăsta mi se salvează jocul după ce am ieșit din el. Pentru că am luat ceva crack de pe net. Sper să... Clar. Nu te buși, te rog, chiar nu vreau iară.
Bă, mere mașina, da? Mere, e ok. Deocamdată e ok, dar s-ar putea să nu mai fie ok. Ai de capul meu ce mă enervez dacă mai mă bușesc odată și ia 10-a oară când dau retry. Stați un pic. Ai de capul meu. Da, vă zic, stați un pic că m-am întins, că e ora 1 noaptea. Ai de capul meu, am mâncat 4, 6 felii de pizza am mâncat azi cu aia. Ce mai vreau? Mă mai duc și mai mănânc o felie de pizza după episodul ăsta. Ba, cu ce oră? În ea de viață, nu? Ce dracu, mâncăm pizza? Bagă pizza în tine, tată, nu? Doar nu se întâmplă nimica decât să mori. Decât să mori. Del dracu, grăsimi, dracu, mor naiba, am 80 de kg, nebun. Se mai întâmplă. De capul meu. Ok, ajungem la New Orc. Bine, e Arc, dar zic eu Orc, așa, ca să par mai șmecher. Din păcate, doar să par mai șmecher. Da, mă, glumeam, eu sunt șmecher. Să mor tu chiar, iesi, bă, cu aia. Sper că nu o să fie nicio urmărire, pentru că... Dacă eu vreo urmărire, eu o să mă dau jos și o să le dau cu bătea de baseball în cap. Și acum nu mai trece mașina asta de 40 la oră să-mi bag piciorul. Păcat că nu există ca în GTA, bă, d-alea în care simți să-ți repari mașina, bă. Ar fi super să existe. Dar nu cred că există. Cred că bine știu sigur că nu există, nu cred că nu există, știu sigur că nu există așa ceva. Da, e ok. Drive to Morello Bar and destroy the cars parked in the backyard. Ok. Păi de ce nu se aude? Ca lumea. Speech, ok. Smash the cars up with the bat and save the fireworks for last. Could be some nice in that shit. Take a look. Good luck, buddy. Bă, vocile un pic mai încet, dacă se poate, cam așa. Good luck, buddy. Cum deschid ușa? Ah. Ia uite-l și pe ăla, hai să-i futem una. Merem încet. Cum merg încet? Așa. Și îi fute una peste cap. Salut, frate! Șpac! Ce? Rip. Și aici? Închis. Asta e. Hai să le distrugem mașina. Damage. A, și trebuie să-i fac un anumit număr de damage? Ok. Oh, ce șmecher. Și e pe mașină damage-ul sau în total? Sper să fie în total, că nu am chef, am stat o jumătate de oră să distrug toate mașinile astea. Dar cred că e pe mașină, din câte știu eu, damage 100%. Da, e pe mașină, fuck. Și să stai așa acasă și să-l vezi toată pe unul care îți dă cu buda de baseball în mașină, ce ai zice? Cred că avea o părere extrem de bună. You have done enough damage. Ok, și asta acum. Mamă, ce-i dăm? Bă, ce-i dăm, bă? Nici ce-i dăm. Return to Salieris. Atâta au fost, gata. Ce ușor a fost misiunea. Ok, destul de easy. Cum pot să bag ăsta în gen să nu mai am? Uite ce fac acolo. Bă, iară, bă, iese... Am uitat că iese fund din mașină. Pot să intru de pe click drept la get in the front, get in the front, da. Ok, hai să mergem la Salieri. Dar oricum nici mai pornește mașina. O porni, bă, ia stați un pic, stați un pic. Să mă pun în poziția de gaming. Da, nu? Gata. Am pus în marea mea poziție de gaming. Și mergem la Salieri înapoi. Vai, doamne, sper să fie asta atâta să fie comisiunea. Atâta. Și acum vezi că de fapt și ăia și băieții ăștia, să vezi acum că băieții ăștia erau plecați deoarece au venit la noi la bar să-mi distrugă mașinile noastre. Cât de troll ar fi chestia asta.
Păi destul de troll ar fi, sincer. Na, na, pot să zic că... Bă, ce se întâmplă? Da, și o să încerc să postez zilnic de acum încolo și să mă fiu punctual, pentru că știți că eu nu prea sunt zero. Punctualitatea e la 30 km de mine. Nu, pur și simplu nu pot să fiu punctual, frate, cu episoadele. Contează că apar, adică e un episod de Sam și un episod de Mafia o să fie de acum încolo, dar... O să vedeți că o să mai fiu eu. Na, bine, de Mafia 100% o să fac zilnic episoadele, pentru că... Ăsta joci în continuu, gen, știi? Adică, acum dacă joc 10 ore sau cât e gameplay, am câștigat tot și am filmat toate episoadele și le programez. Dar, așa la Sam, mă joc că l-aplaudez, știi? Asta e faza. De-aia nu sunt punctual câteodată, pentru că n-am timp să filmez, n-am timp să nu știu ce, știi? Dar asta o să fie programate. Deci o să aveți la fix. Am început să sughet, minunat. Dar oricum, după episodul ăsta, după ce îl filmez, mă duc și mă culc, mă arunc în pat. Aaaa, de capul meu. Păi, și faci tu, băi, și faci tu, măi, bulangiule, măi. Băi, uite unde mă duc, doamne, coaie, da-mi aș două palme, bă. Prebă că o să iasă și fum negru din mașină imediat. O să iasă imediat fum negru din mașină și o să bubuie, o să jur. Vai, și câtă muie mi-aș lua să nu o să salveze jocul. Și... După aia să știu că am filmat degeaba o oră sau de cât timp filmez. Cred că de oră și ceva filmez, dar de oră jumate. Să aflu că degeaba am filmat tot și chestii de genul. Chiar aș lua o muie masivă, rău de tot. Ar durea rău. Că acum vedeți că și casc mor de oboseală doar ca să filmez episodul ăsta pentru voi. Bă, nu mai este fum din mașină, eu acum observ. Am să o repara mașina singură. Minunat. Minu fucking nut. Ai de cap meu, bă. Aș lua stânga sau pe unde? A, eu iau pacia asta e. A, ba nu, mă, nu s-o opri fumă. Stați un pic. E de capul meu, bă. Gata, s-a rezolvat. Am aprins lumina. Nu de altă dată se au sunete ciudate prin casă. Nu, glumeam, n-am aprins lumina. M-am dus să mut chestia asta de aici, că dau cu mâna pe zia boxa, că era pusă în loc de trepiedul de la microfon, dar am găsit trepiedul de la microfon, așa că l-am pus pe... Am pus microfonul. Și am lăsat boxa aici pe masă. Știți că am boxele alea care le-am rupt și... Da. Am pus boxa aia în loc de trepied, pentru că nu mai găseam trepiedul de la microfon, dar nu-i bai, l-am găsit acum și totul să... Sunt mortul că trebuia să mă duc... Ah, aici trebuie, nu? Gata. Nu e aici? Gata, mă. Ho-ho. A, mi-am plăcut că am intrat prin față, prin spate, dar intră prin față. Wonderful. Take a seat. Take a seat. A new car has been okay. Enter. Da. Exit game. Exit. She's curious. Load game. Da, bă, uite. Pasager 1, 2, s-a mortu, bă. A, minunat. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați